De ce a fost descalificat Jador de la Survivor? O războinică i-a luat mințile și a fugit din Dominicana. Jador părăsește competiția Survivor România. Artistul a fost descalificat din emisiunea de la Pro TV, după ce ar fi încălcat regulamentul. Iar totul ar fi fost. În numele iubirii. Motivul pentru care a stat la baza descalificării cântărețului din competiție reprezintă încălcarea uneia dintre regulile contractuale. Artistul ar fi fugit din Dominicana pentru o războinică. Jador ar forma o relație cu Oana Ciocan, concurenta care a făcut parte din echipa războinicilor la Survivor 2022. Îndrăgostit lulea de ea, artistul ar fi negociat nu doar remunerația pentru aparițiile TV. Ci și aducerea în competiție a tinerei de care este îndrăgostit. Pentru că dorința nu i-a fost îndeplinită, artistul a fugit din tabăra faimoșilor, aspect penalizat de producția emisiunii de la Pro TV.